haideți să vedem ce ne-au pregătit astrele pentru 22 august. Berbec. În prima parte a zilei este posibil să vă confruntați cu o neînțelegere sau cu o întârziere în legătură cu o sumă de bani, însă nu sunt motive de îngrijorare, fiindcă este o situație de scurtă durată. O persoană apropiată v-ar putea propune o colaborare pe termen lung. Luați în considerare propunerea, fiindcă sunt șanse să vă sporiți veniturile. Nu este exclus ca partenerul de viață să vă reproșeze că nu acordați suficientă atenție familiei. Taur. Aveți șanse reale de succes în plan sentimental și în viața socială. După amiază, s-ar putea să primiți o veste bună care vă determină să vă schimbați programul. Este o zi bună pentru a face planuri de viitor, mai ales în activitatea profesională și în plan financiar. Puteți să vă bazați pe intuiție. Gemeni. Relațiile cu prietenii ar putea avea de suferit din cauza că vă susțineți punctul de vedere cu încăpățânare. Chiar dacă sunteți siguri că aveți dreptate, fiți flexibil și diplomat. Pentru a depăși mai ușor o dezamăgire în plan sentimental, vă puteți baza pe sprijinul prietenilor. Rac. Se pare că parcurgeți o perioadă favorabilă în plan social. Este de așteptat ca relațiile cu cei din jur să decurgă fără probleme. Contextul astral al zilei este favorabil planurilor de viitor, mai ales în ceea ce privește călătoriile de plăcere sau concediul. Dacă aveți de luat decizii importante în plan profesional, ar fi bine să vă consultați cu o persoană care are mai multă experiență. Leu. Este posibil să întâmpinați dificultăți în plan sentimental și să fiți nevoit să luați o decizie delicată. Ziua este foarte bună pentru a face planuri pe termen mediu și lung, mai ales în activitatea profesională sau în afaceri. Eforturile pe care le depuneți în această perioadă au șanse mari să dea rezultate în scurt timp și să aducă beneficii importante. Evitați speculațiile financiare. Fecioară. Aveți șanse mari de reușită în activitățile intelectuale și în plan social, mai ales datorită farmecului personal și ingeniozității de care dați dovadă. Este o zi bună pentru a vă asuma noi responsabilități la locul de muncă sau pentru a începe o activitate extra-profesională. În a doua parte a zilei este posibil să primiți o veste mai puțin plăcută de la o persoană apropiată în legătură cu un proiect comun. Balanță. Ziua este propice pentru a pune la cale o nouă afacere menită să vă crească veniturile. Prietenii și partenerul de viață sunt dispuși să vă susțină moral și să vă ajute. După amiază, s-ar putea să aveți o discuție aprinsă cu un membru al familiei. Ca să evitați tensionarea relației pe termen lung, vă sfătuim să fiți cât mai diplomat și înțelegător. Ar fi bine să petreceți mai mult timp cu familia și să comunicați mai mult cu cei dragi. Scorpion. Este posibil să survină diverse evenimente neașteptate, așa că vă recomandăm să nu vă faceți un program foarte strict. În prima parte a zilei s-ar putea să fiți nevoit să faceți mai multe drumuri scurte care nu suportă amânare. După amiază, aveți posibilitatea să rezolvați o problemă financiară. Puteți să vă bazați pe intuiție. Săgetător. Înainte de amiază, se întrevăd câteva drumuri scurte pentru rezolvarea unor chestiuni birocratice. Spre seară, este posibil să vă pregătiți pentru o călătorie în interesul familiei, împreună cu partenerul de viață. Recomandarea noastră este să profitați de acest context astral favorabil pentru a face planuri de viitor. Ceea ce puneți la cale are șanse să se realizeze destul de repede. Capricorn. Este o zi bună pentru a face planuri în legătură cu o afacere nouă care v-ar putea crește veniturile în scurt timp. Relațiile cu familia și cu prietenii ar trebui să fie foarte bune. În partea a doua a zilei s-ar putea să aveți o întâlnire neașteptată care vă va face multă plăcere. Vă sugerăm să acordați mai multă atenție persoanelor vârstnice din familie. Vărsător. Se pare că parcurgeți o perioadă favorabilă în plan profesional și în afaceri. Rezultatele muncii depuse acum ar trebui să apară în scurt timp și să fie pe măsura așteptărilor. Totuși, nu neglijați odihna. Intuiția vă ajută să aveți inițiative apreciate de cei din jur, atât în familie cât și la locul de muncă. S-ar putea să fiți nevoit să faceți câteva drumuri scurte împreună cu o persoană apropiată. Pești. În prima parte a zilei este posibil să găsiți un loc de muncă mai bine plătit sau să fiți avansat la locul de muncă actual. Vă puteți aștepta la responsabilități mai mari, dar și la perspective mai bune din punct de vedere financiar. Vă recomandăm să vă consultați cu partenerul de viață și să țineți cont și de sfaturile unei persoane cu experiență în familie.